Bună ziua, bine v-am găsit o nouă ediție Prima News, o ediție în care vă propun cel puțin pentru prima oară să discutăm despre România care pierde lumea rurală în mod real. Asta cu atât mai mult cu cât vedem, de pildă, localități rurale aproape abandonate, sate care sunt părăsite la propriu. Și sigur că da, am vrea să vedem dacă toate statisticile care apar în ultima perioadă sunt atât de cenușii, așa cum sunt prezentate astăzi, pentru că se vorbește atât de o împuținare tot mai mare a populației din România. Și astfel o să vorbim despre localități fantomă. Nu cred că e un termen exagerat, pentru că dezastrul demografic România îl trăiește în mod accelerat în ultimii ani. Înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri ale orei. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire în funcția noilor miniștri ai muncii și familiei, respectiv Simona Bucura Oprescu și Natalia Intotero. Noii miniștri PSD ai muncii și familiei au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Europarlamentarul UDMR Vince Laurent afirmă că problema urșilor care s-au înmulțit excesiv în România nu mai trebuie tergiversată și că este responsabilitatea statului să ia măsuri pentru protejarea vieților și bunurilor cetățenilor, anunță Ager Press. Europarlamentarul a arătat, printre altele, că în alte țări precum Suedia, spre exemplu, care are o populație de urși estimată la 3.000 de exemplare, adică mai puțin de jumătate față de câți are exista în țara noastră, se adoptă o cotă de intervenție de 10% pe an pentru a ține în frâu înmulțirea necontrolată acestei specii. O declarație foarte curajoasă a unui europarlamentar care probabil că vine dintr-o zonă foarte afectată de prezența urșilor. Știți că județul Harghita numără cei mai mulți urși, sunt peste 2500 de urși, doar în județul Harghita, în condițiile în care spuneam mai devreme, iată, în Suedia sunt 3000 de exemplare. E o situație extremă în care s-a ajuns și aici nu cred că mai merge cu jumătăți de măsură. Nimeni nu vrea, nu știu, chestii de safari în momentul de față în România. Dar trebuie să privim foarte onest că lucrurile devin tot mai grave pe măsură ce statul nu ia o măsură foarte fermă. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs marțial în județul Gorj, fiind urmat de două replici. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la ora 23:30 la adâncimea de 8,6 km. În cursul nopții de marți spre miercuri, în Gorj au mai avut loc două cutremure de magnitudine de 2,7 și 2,3, un alt seism cu magnitudinea de 2,6 s-a produs în județul Călăraș. Astăzi se desfășoară repartizarea la liceu a absolvenților de clasa a 8-a. De asemenea, tot astăzi au loc comunicarea rezultatelor candidaților repartizați, computerizat în învățământul liceal, precum și afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate. Elevii admiși la liceu își pot depune dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați în intervalul 20-25 iulie, în perioada 10-11 august. Este programată a doua etapă de admitere în învățământul liceal. Ruperea acordului pentru transportul cerealelor în Marea Neagră va pune presiune suplimentară pe infrastructura rutieră din România, dar și pe portul Constanța, deja aglomerat din cauza camioanelor cu cereale ucrainene, avertizează Federația Operatorilor Români de Transport. Vârful de sezon va fi atins în aproximativ două săptămâni, a declarat pentru G4 Media Viorel Panait, președintele operatorilor portuari din Constanța. Acesta a adăugat că în acest moment se iau măsuri convenite cu Comisia Europeană pentru îmbunătățirea timpilor de tranzit. Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan l-a luat în vizor pe actualul ministru al finanțelor Marcel Boloș, cerându-i să fie liberal și nu contabil. El spune că nu va accepta să se distrugă capitalul românesc, proprietatea privată, afirmând că trebuie să se pună la masă coaliția pentru a stabili măsurile cele mai puțin nocive pentru reducerea deficitului bugetar. Sunt foarte curios care vor fi aceste măsuri, pentru că spun unii specialiști că în momentul de față nu se mai poate fără taxe suplimentare. Și unde credeți că o să meargă acele taxe? Tot pe umerii sau pe spatele apăsat oricum și încercat al economiei private, a economiei reale. Contraofensiva Ucrainei împotriva Rusiei este departe de a fi un eșec, dar lupta care va urma va fi una lungă și sângeroasă, a avertizat generalul american cu rangul cel mai înalt, Mike Milley. Declarațiile oficialului vin în condițiile în care numărul victimelor din ambele tabere crește, iar liniile frontului s-au deplasat doar foarte puțin, relatează Reuters. Statele Unite și alți aliați au petrecut luni de zile adunând un arsenal pentru Ucraina și antrenându-i forțele pentru a ajuta Kievul să străpungă în cursul contraofensivei sale formidabile linii de apărare rusești.
Twitter va avea o funcție specială pentru publicarea articolelor. Elon Musk a anunțat că platforma pe care o deține va avea în curând o funcție pentru publicarea articolelor lungi și complexe, care includ și diferite elemente multimedia. Twitter lucrează la o facilitate care le va permite jurnaliștilor și altor categorii profesionale să posteze articole complexe și foarte lungi. În prezent, utilizatorii obișnuiți pot include într-o postare doar 280 de caractere, în vreme ce abonații Blue sunt limitați la 10.000 de caractere. Abia aștept această funcție nouă la Twitter. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a transmis mulțumiri secretarului apărării al SUA, Lloyd Austin, pentru declarațiile sale foarte clare, fără ambiguitate și puternice. A învinge agresiunea rusească și a pedepsi Rusia pentru teroare este o misiune istorică pentru generația actuală de lideri mondiali și lumea își va îndeplini această misiune. Ucraina va câștiga, a subliniat Zelensky. Președintele ucrainean a afirmat în mesajul transmis marțiară că a avut discuții cu membrii cabinetului despre protecția porturilor și continuarea exporturilor de alimente pe cale maritimă. Sport acum, campioana României Farul Constanța a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor. Echipa lui Gică Hagi a fost învinsă în deplasare cu 3-0 de campioana Moldovei Sheriff Tiraspol după prelungiri. După eliminarea din ligă, constanțenii vor evolua în preliminariile Conference League, unde vor juca în al doilea tur preliminar cu FC Urartu, campioana Armeniei. Am putea spune că regele nu e șerif. S-a văzut cam care e valoarea fotbalului românesc prin această contraperformanță a Farului Constanța. Dar chiar mă gândesc la antrenorul, la mega antrenorul pe care îl are campioana, Gică Hagi, care certa orice jurnalist care își permitea să-i adreseze întrebări. Cum justifică acest eșec? Pentru că în țară nu e așa, toată lumea îi dorea rău și uite că a câștigat campionatul împotriva tuturor. Dar în afară te bat moldovenii, te bat transnistrenii. Păi ce rege ești în antrenorat? CFR Cluj joacă prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League joi 27 iulie de la ora 20:30 în direct pe Prima Sport 1. Feroviarii vor juca contra turcilor de la Adana Demirspor. Adana Demirspor, care a terminat pe locul 4 în campionatul Turciei în sezonul trecut, l-a numit vara aceasta pe fostul mare fotbalist olandez Patrick Kluivert în funcția de antrenor. Meteorologii au emis avertizări cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică pentru mai multe județe. Sunt așteptate vijelii, grindină și averse torențiale. Avertizarea meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică a intrat în vigoare de miercuri de la ora 12 și este valabilă până joi la ora 10. Acestea au fost principalele titluri ale orei. Suntem aici în Prima News și comentăm în această primă parte, în această primă oră, dezastrul demografic în care se regăsește România. Am mai făcut apel la ceea ce înseamnă forța de muncă, cine mai plătește pensiile în viitor și ce se va întâmpla de pildă în următoarele decade, atunci când se vor pensiona și cei din generația de crețeilor, care astăzi sunt undeva la 50 și ceva de ani. Și sigur că da, tabloul e destul de sumbru când vine vorba despre acest lucru. Cum se mai poate salva satul românesc și întrebarea pe care noi vă lansăm aici pe Facebook-ul Prima News, dar și pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Le spun bun găsit invitațiilor mei, Mihai Cucerzan, sociolog, profesor la USAMV Cluj. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ionuț Moldovan, economist, specialist resurse umane, cadru didactic UBB Cluj. Vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Bun, domnule Cucerzan, domnule Moldovan, o să intrăm în foarte scurt timp în legătură și cu președintele Consiliului Județean Timiș. Domnule Cucerzan, din perspectiva dumneavoastră, tocmai pentru că predați sociologie rurală, pornind de la această întrebare, România pierde tot mai mult, va mai exista România rurală în perioada următoare? Eu sunt obligat să fiu optimist, pentru că este foarte dificil să discutăm despre o disoluție totală sau dispariție a satului și a ruralului în general. Sigur că sunt fenomene deosebit de efervescente, să spun așa, întrucât, iată, după 1989, lucrurile s-au schimbat radical în întreaga țară și inclusiv în mediul rural. Ceea ce putem spune este că un mare și extrem de important fenomen demografic care a afectat societatea românească este această migrație externă, în special a forței de muncă. Aici e vorba de, iată, de milioane de persoane care, evident, la rândul lor, o bună parte dintre aceștia au provenit din mediul rural.
Sigur, ideea este că odată ce au plecat aceste persoane, au avut totuși o contribuție, spun eu, decisivă în legătură cu economia locurilor de proveniență, pentru că foarte mulți dintre aceștia, știm foarte bine, au reușit să transmită sume importante în locul de origine și acolo s-au făcut diverse investiții. Chiar recent pot să dau un exemplu destul de elocvent. În zona Maramureșului am avut ocazie să vizitez mai multe localități rurale. Au trecut vreo 5 ani de zile de când mai fusesem pe acolo și am descoperit o transformare destul de radicală, aș putea spune. Am văzut... Dar mai vin doar în vacanță, domnule Cucerzan. Și probabil că după ce generațiile existente nu o să mai fie, copiii nu prea cred că se mai întorc. Da, da, important... O să vreau să interveniți, domnule Moldovan. Important este, am văzut, au construit pensiuni, au construit cabane. Deci este o realitate care se poate, care se poate observa. E sigur un proces de reîntoarcere. Sigur că nu e un fenomen caracteristic tuturor celor care au plecat, dar sunt și zone unde, iată, discutăm despre evoluții pozitive. Asta așa, ca să nu rămânem într-o zonă pesimismului exagerat. E bine că avem și aici o persoană care privește optimist lucrurile. Eu mărturisesc ca un suporter, că n-am ce suporter să fiu, dar ca un iubitor al satului și a idilicului pe care îl mai prezintă satul românesc, mi-aș dori să fie așa cum spuneți dumneavoastră, dar am văzut realități și realmente drame demografice în alte zone. Domnule Moldovan, perspectiva dumneavoastră care e... Și eu sunt optimist de felul meu și, într-adevăr, este un proces de reîntoarcere, migrația de reîntoarcere a românilor care au plecat în perioada post-decembristă în diferite zone, cu precădere zona Uniunii Europene, și se reîntorc înspre țara de destinație și se stabilesc în zona urbană, în zona rurală, în funcție de origine fiecare. Cred că discuția este un picuț mai amplă în condițiile în care, la nivel global, sunt trei mari teme care animă dezbaterile din spațiu public cu privire la problemele demografice și, la viitorul demografic. Dacă ne referim la nivel mondial, sunt analize care previzionează o creștere cu 2 miliarde de persoane până în 2050. Dacă revenim la nivelul Uniunii Europene și a României, sunt două mari teme care animă această dezbatere din spațiu public, cea a descreșterii sau scăderii numărului de indivizi, a populației, și cea de-a doua a migrației, cu cele trei componente: emigrare, imigrare și migrația de întoarcere, așa cum bine spunea și domnul Mihai Cucerzan, care se întâmplă deja și la, și la noi. Desigur, fiecare temă poate să fie discutată. Putem identifica anumite probleme. Spre exemplu, procesul de îmbătrânire a populației cu care se confruntă toate statele Uniunii Europene, inclusiv România. Cred că e cel mai îmbătrânit continent al... Japonia, cred că ne Japonia, în care media de vârstă, cred că este 49 de ani, noi am ajuns la 44,4 ca media Uniunii Europene și 42,4, cred, la nivelul României. În schimb, a crescut ponderea celor de 65 de ani sau mai mult în totalul populației. A înregistrat o creștere în ultimii 20 de ani cu 5 puncte procentuale, de la 16 la 21%, scăzând în același timp ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 0 și 19 ani în rândul populației. Apoi, o altă problemă este rata naturală a natalității, care iarăși a înregistrat o scădere. O să și dau aici niște cifre destul de complicate. Ultimii 20 de ani, peste un punct procentual, în condițiile în care rata naturală a deceselor a înregistrat o creștere. Avem apoi rata fertilității. La fel, media Uniunii Europene cred că este 1,53, dacă nu mă înșel, iar media României este 1,7. Copiii născuți la o femeie. Avem apoi speranța de viață, care, evident, a înregistrat fluctuații. Nu știu cum e în România, că înțeleg că se stă mai prost decât Uniunea Europeană. Adică dacă în Europa a crescut, în România... La ce vă referiți? Care la speranța de viață. Speranța de viață este 74,4, cred, în România acum, în condițiile în care media Uniunii Europene este 80,1 ani. Fluctuează în funcție de contextul istoric. De exemplu, dacă ne uităm la perioada crizei economice sau la perioada recentă, situația pandemică, o să observăm că speranța de viață a scăzut în toate statele membre a Uniunii Europene și nu doar. Bun, e interesant, sunt interesat cu aceste cifre. Mă gândeam, pentru că ați vorbit de migrație, domnule Cucerzan, știu că dumneavoastră mergeți în diverse excursii sau faceți diverse itinerarii în aceste zone montane, unele chiar mai pitorești, și prin prisma faptului că nici nu mai e foarte multă lume. Mă gândeam, de pildă, că dacă tot o să avem parte, Europa, nu doar România, de acest aflux de
oameni care vin din Africa de Nord sau din Asia, să ne întâlnim de pildă prin Apuseni, prin satele abandonate ale apusenilor, să nu mai găsești moții, găsești srilanchezi, nepalezi, tot soiul de alte nații care s-ar putea să, până la urmă, să populeze și continentul ăsta, bătrâna Europa. Acum, deocamdată, au venit în marile orașe. Sunt vizibili. Dar sigur că putem discuta despre două tipuri de rurale. Cred că este vorba de o primă categorie a celui rural tradițional. Acesta este într-adevăr într-un proces de disoluție și este oarecum normal să se întâmple acest lucru. Satul românesc tradițional, sigur că în viitorul apropiat nu va mai exista așa cum l-am cunoscut noi sau părinții sau bunicii noștri. El însă se reinventează. Iar pe de altă parte discutăm despre ruralul acesta modern din apropierea marilor centre urbane. Statisticile sunt clare. De pildă, în 1990, din mediul rural în mediul urban, plecau în România 27.000 de persoane aproximativ. E bine, de mai bine de 10 ani, cifra celor care se mută din zona urbană, rural, depășește 100.000 și este, iată, un trend prezent în fiecare an. Interesant această imagine. Vreți să interveniți? Nu, să completez. Într-adevăr, zonele periurbane sau centrele, zona de rural periurbane din apropierea centrelor mari, în special centrele universitare, înregistrează trenduri pozitive din punct de vedere demografic. În schimb, ruralul tradițional, mai cu seamă zona montană, înregistrează trend negativ din perspectivă. L-avem alături de noi și pe președintele Consiliului Județean Timiș, domnul Alin Nica, unul dintre județele mari ale României. Domnule președinte Nica, vă mulțumesc că sunteți cu noi astăzi aici în emisiune la Prima News. Discuția e legată de acest dezastru demografic al României. Specialiștii spun că în următorii 30-40 de ani am putea asista la o prezență foarte scăzută, adică undeva la 13 milioane de români. Eu, din câte înțeleg, acești 19 milioane și ceva care au ieșit în urma recensământului sunt românii care au adresele în țară. Mulți dintre ei fiind probabil locați, campați în afara granițelor țării și spun diversi analiști că am putea fi undeva la 15 milioane și ceva. Așadar, să spun, trendul ăsta spre 13 milioane s-ar putea să nu mai surprindă foarte tare. Dumneavoastră sunteți și județ de graniță. Cât de, nu știu, cât de afectat e un județ ca cel pe care îl conduceți când vine vorba de demografie și în special de demografia rurală? În primul rând, bună ziua! Suntem un județ dezvoltat al țării, iar partea demografică, chestiunea aceasta de demografie ne afectează foarte, foarte mult pentru că limitează potențialul nostru de creștere. Forța de muncă de care avem nevoie, de care au nevoie firmele noastre aici în Timiș, e inexistentă. Practic, sunt zeci de mii de locuri de muncă neacoperite de către forță de muncă și de aceea firmele caută muncitori de peste granițe, de prin Sri Lanka, de prin Orientul Îndepărtat sau ucraineni care sunt mai la îndemână aici. Dar problema demografică va fi o problemă stringentă și prin presiunea pe care o pune pe sistemul de pensii, dar și prin presiunea pe care o pune pe serviciile publice în general. Chestiunea cu scăderea populației la recensământ e, așa cum ați sesizat, mult mai gravă decât o arată cifrele, pentru că cele 19 milioane de cetățeni recenzați reprezintă cetățenii rezidenți care locuiesc efectiv în țară, dar și cei care sunt plecați în străinătate pe o perioadă mai mică de un an. Chiar și aceștia sunt șanse mari să se stabilească în străinătate. Așa că efectul depopulării e mult mai amplu decât îl vedem prin cifrele de la recensământ. Iar zona rurală este cu predilecție sortită acestui fenomen de depopulare accelerată, nu doar din cauza faptului că românii aleg să migreze către zone din străinătate mult mai aproape de ceea ce gândesc ei ca standard de viață, dar și pentru că mediul rural este în continuu discriminat față de mediul urban. Și vă dau câteva exemple. În ceea ce privește bugetele locale, mediul rural are, de exemplu, la o primărie de comună, mai puțin bani pe cap de locuitor decât un mare municipiu.
și prin prisma faptului că veniturile care sunt la dispoziția unității administrative teritoriale prin codul fiscal sunt de 10 ori mai mici, un exemplu pe care vi-l dau, de impozit pe proprietăți. Într-un fel, poate să fie, să stea în picioare că impozitul pe proprietate trebuie să fie diferențiat în funcție de gradul de importanță și de valoare a proprietății în sine. Dar nu cred că sunt valori chiar de 10 ori mai mici sau mai mari între oraș și sat. Adică ar trebui gândită o echilibrare mai justă, astfel încât să avem toate serviciile și toate condițiile și șansele pentru un cetățean care se naște în mediul rural, la fel ca și cele pentru un cetățean care se naște în mediul urban. Și avem zone din Europa în care standardul de viață e mai ridicat, poate surprinzător pentru unii dintre ascultători, în mediul rural decât în cel urban. Și sunt exemple de astfel de state, cum sunt Austria, zona Tirolului, de exemplu, sau Finlanda. Să învățăm din experiența acestor state, să vedem ce au făcut ei diferit în a face ca mediul rural să fie atrăgător și nu doar în zona periurbană, de lângă marile orașe, ci mediul rural așa, ancestral, așa cum îl știm, și să nu ne împăcăm cu ideea că mediul rural tradițional e sortit pe irii, pentru că acestea sunt lucrurile pe care ați văzut că sunt foarte apreciate de către străini. Da, eu aici aș vrea să vă întreb, cât se poate de onest? Sigur că spuneau și invitații din platou apropo de faptul că e această disjungere între ruralul mic, ruralul montan, ruralul mai îndepărtat de orașe, de reședințele de județ, de pildă, și aceste comune care au devenit cartiere dormitor. Probabil că și în cazul Timișoarei e la fel, și în cazul Iașului, și în cazul Clujului, de pildă, și la București la fel se întâmplă aceeași situație. Tocmai în ideea asta, credeți onest că vor mai rezista localitățile mici, adică ruralul, așa cum l-am cunoscut noi până acum, că deja de după 2000, lucrurile sunt într-o stare avansată de abandonare. Și cunosc localități, cunosc diverse comune, o comună care e foarte aproape de județul pe care îl conduceți dumneavoastră, Bătrâna, e chiar pe granița Hunedoara, Timiș, acolo sunt 76. Cea mai mică comună din țară. Cea mai mică comună din țară. Știu că erau 100 și ceva, am înțeles acum că sunt doar vreo 70 și ceva de locuitori, foarte, foarte puțin. Credeți că mai rezistă în momentul ăsta, sau cel puțin în următorii 10-15 ani, va mai exista lume rural în România? Sigur, unele așezări dispar în mod natural. Dar ceea ce vreau să spun, și asta am încercat să reliefez, faptul că noi facem concertat chestiunea aceasta. Adică noi nu facem niciun efort ca să rezervăm oarecum această avuție pe care încă o avem și care, dacă va dispărea, o să ne pară rău după aceea, dar va fi prea târziu. Așa că sunt câteva chestiuni care merită spuse. De exemplu, O strategie de păstrare a tinerilor în mediul rural, adică acolo unde avem toate condițiile și statul a investit în apă, canalizare, drumuri, iluminat, gaz, ar fi păcat pentru aceste investiții și pentru acești bani cheltuiți de către noi toți prin efortul statului, efortul comun al statului, să fie aruncate la gunoi pentru că zona se depopulează. Și atunci cred că mai multe eforturi în direcția asta ar trebui făcute, să fie un fel de discriminare pozitivă a celor care aleg să lucreze în mediul rural. Dar nu doar în mediul rural în general, ci în acel mediu rural afectat de acești factori de depopulare și acești factori de lipsă de oportunități, de șanse. Adică la distanțe de 30-40 de kilometri de mari municipii. Ne uităm la București. Vedem Bucureștiul ca fiind una dintre capitalele cu cel mai mare PIB pe cap de locuitor din Europa, adică cu PIB pe cap de locuitor mai mare decât Madrid sau Praga, dar la 60 de kilometri de București vedem sărăcie luce. E bine, aceste dezechilibre, aceste inechități trebuie oarecum estompate și găsită o formulă de echilibrare a acestor elemente de dezvoltare, astfel încât oamenii să aibă șansa
la același standard de viață oriunde aleg să trăiască. Domnule președinte Nica, e un subiect foarte vast. Eu chiar sper să acceptați și invitația noastră viitoare pentru a continua într-o formă această discuție legată de acest declin demografic pe care îl cunoaște România în general, dar mai cu seamă zona rurală. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru analiză și comentariu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Sper să acceptați și invitația viitoare. Domnule Moldovan, mulțumim tare mult. Domnule Moldovan, dumneavoastră sunteți economist. Ceea ce spunea președintele Consiliului Județean Timiș apropo de investiții, ar fi posibil sau doar printr-o strategie concertată a autorităților? Sunt fundamental necesare. Apropo de zonele montane, să știți că zonele montane, din păcate, și zona Deltei Dunării sunt zonele considerate la periferie din punct de vedere accesului la servicii integrate sociale publice. Județul Alba, spre exemplu, pe anumite analize sunt date undeva la peste 490 de locuințe care nu sunt conectate la utilități publice. În Delta Dunării lipsește accesul la infrastructura de județul Alba, cel mai frumos din România. Dar nu știam că sunt 490 de locuințe încă izolate. În 28 sau 27 de sate cu populație relativ redusă, vă dați seama. Iar apropo de ce spunea domnul președinte, de inegalități, într-adevăr, inegalitățile creează probleme mari sociale și economice care duc la această scădere a populației din anumite zone. Din punctul meu de vedere, fără o abordare integrată, și vă spun și la ce mă refer, tot marșăm pe o digitalizare accentuată în ultimii 3 ani de zile, fără a lua însă în considerare riscurile pe care le aduce acest proces de digitalizare, inclusiv creșterea inegalităților în materie de digitalizare între categorii de vârstă și între zona de rural și urban, în condițiile în care cei din anumite zone, revenind iar la zona montană, nu au nici măcar infrastructura necesară. O să vă rog să rețineți acest raționament. Revenim cu domnul profesor Mihai Cucerzan, cu domnul Ionuț Moldovan și o să fie alături de noi și domnul Alin Apostol, deputat USR, în câteva momente, o foarte scurtă pauză. Am revenit aici în Prima News. Economistul Ionuț Moldovan, sociologul Mihai Cucerzan, alături de mine în platoul Prima News. Îl avem și pe domnul Alin Apostol, deputat USR. Mulțumesc, domnule deputat, pentru prezența în emisiune. Discuția e legată, sigur că despre drama demografică a României și în special faptul că pierdem tot mai mult lumea rurală. 2022 a fost anul în care au plecat cei mai mulți români definitiv din România după 91 în coace. Probabil că foarte mulți și din această zonă rurală mai afectată. Ca parlamentar, credeți că, nu știu, ne apropiem de o zonă foarte, foarte sensibilă în care o să pierdem localități întregi? Din perspectiva dumneavoastră, ce ar trebui făcut, nu știu, în plan imediat, tocmai pentru, nu știu dacă putem spune pentru a stopa acest fenomen, dar pentru a mai temporiza sau tempera? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea, înainte de a spune despre soluții pe care eu cred că le avem la îndemână, aș vrea să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Nu știu, n-am văzut emisiunea dumneavoastră precedent, dar aș vrea să subliniez că acest declin demografic este din cauza politicilor duse de PSD și PNL în acești 33 de ani. Și atenția au fost permanent la guvernare sub o formă sau alta. Și dacă îmi permiteți măcar două minute, am să explic succint despre ce e vorba. Suntem în al patrulea val de emigrare și de data aceasta foarte mulți emigranți sunt familii tinere cu copii sau proaspeți absolvenți de studii superioare care pleacă. Și dacă trebuie să înțelegem problemele sistemului românesc ca să înțelegem de ce aceștia pleacă, care sunt motivele plecării lor. Și dacă ne uităm în primul rând la învățământul românesc, vedem că avem niște vârfuri în sistem. Dar atenție, aceste vârfuri sunt generate în preponderent de investiții private ale părinților, ale instituțiilor publice, private de învățământ. Și după cum știți, marea majoritate a celor care s-au întors cu medalii de la Olimpiadă învață în licee private și în plus au declarat că vor pleca după terminarea studiilor. Înțelegem că acest lucru este doar datorită eforturilor unor oameni inimoși. Dar avem o rată de analfabetism ridicată. Avem un abandon școlar imens. 16% suntem de departe pe ultimul loc în Europa.
De asemenea, mediocrația a penetrat sistemul de învățământ profund și avem un exemplu chiar recent, chiar de astăzi, un profesor de la Universitatea București propagă teoria ale conspirației în care se întreabă dacă oculta mondială este în spatele creșterii temperaturilor la soare în detrimentul la umbră. Ei, în ce țară din Europa, din lume, un astfel de profesor continuă să predea copiilor noștri? Da, bună, spitalele, domnule, avem sigur, da, e o problemă sistemică, dar acum eu mă referam, da, sigur, la ceea ce înseamnă chestiunea demografică. Acum, nu cred că o trăim noi. Noi o trăim mai acut decât alții, că știți că au plecat și din Polonia, au plecat și din Bulgaria. În general, țările estice au fost afectate de acest val. Noi, din păcate, trăim, de pildă, o pierdere semnificativă de oameni și am văzut niște analize și natalitatea e la un nivel foarte slab. Avem copii între 0 și 4 ani, sub 1 milion, și specialiștii în domeniu spun că e un lucru foarte grav, cu efecte nebănuite pentru viitor, pentru generațiile viitoare. Și tocmai din perspectiva asta, credeți că vom ajunge, nu știu, să vedem o Românie în care lumea rurală va muri? Pentru că, cel puțin, sunt localități care par mai abandonate. Și dacă, repet, există vreo cheie, vreun as în mânecă? Da, există, și o să vă spun răspicat. Dar înainte, încă o precizare, vă rog, pentru că ați spus de natalitate. De fapt, rata de fertilitate este ridicată în România. Este 1,8, chiar dacă este sub media de echilibru demografic. Totuși, suntem a patra țară din Europa ca rată de fertilitate. Deci, de aceea am vorbit despre emigrare, pentru că este principalul motiv al scăderii demografice a României. Și nici de cum natalitatea, cum se vorbește de anumiți politicieni. Deci trebuie să reținem asta, suntem pe locul 4 ca rată de fertilitate. Și acum, avem într-adevăr sate cu 88 de locuitori. 88 de locuitori. Știți câți angajați sunt în primăria care gestionează acest sat? 7. 9 consilieri locali în plus față de aceștia. Cum pot să presteze servicii publice de calitate o astfel de primărie? Cum poate să atragă venituri proprii? Cum poate să atragă profesioniști care să ofere aceste servicii? Știți că avem doar 8% din primării, din localitățile din România sunt autonome financiar? Adică generează suficiente venituri din venituri proprii, adică taxe și impozite și cotele defalcate din impozitul pe venit și din fondurile europene, doar 8%. Păi vă dați seama că sunt 9 reședințe, sunt 9 reședințe de județ din România care aveau nevoie de echilibrare de la bugetul central. Adică situația e complicată chiar și pentru orașele mari. Bun, să vă zic încă un punct că e important. Este primul an când de la bugetul de stat, din fondul de rezervă al guvernului, se eliberează pentru plata facturilor și salariilor din primării sume la început de iunie. Până acum se livrau câteva miliarde de lei între septembrie și decembrie. Acum au început, prima plată s-a făcut la 1 iunie. Bun, o să vă rog să rețineți această idee, domnule deputat. Mă întorc în platou la domnul Cucerzan și la domnul Moldovan. Credeți că în momentul de față e un transfer sau o migrație, în special a persoanelor calificate, și probabil pentru că am pornit de la zona rurală, va fi mai puțin afectată, apropo de această migrație în viitor, și s-ar putea să vedem, nu știu, un efect spre orașe? Acum, sigur, rămâne de văzut ce se va întâmpla în viitor. În rezolvarea acestei chestiuni, cred că ar conta o chestiune care nu s-a menționat. E vorba de rolul pe care îl are specialistul, rolul pe care îl are cel care are competențe în ceea ce se numește dezvoltare rurală, ceea ce înseamnă agroturism și alte nișe care pot fi regăsite aici, pentru că în fruntea acestor comunități despre care s-a vorbit, dincolo de culoarea politică, pot fi oameni valoroși sau mai puțin valoroși în orice partid, fără îndoială, nu? Dar ceea ce este cu adevărat important este că cei care ocupă funcții cheie în fruntea acestor comunități trebuie să fie oameni competenți, care trebuie să aibă viziune, care trebuie să știe cum să managerieze așa cum se alege electoratul. N-ai cum să... Aici este mare problemă, pentru că de multe ori nu ajung acolo persoane competente. Și evident, având în fruntea comunităților oameni care nu au competența reală pentru a dezvolta acele comunități, ele sunt sortite, evident, stagnării sau eșecului pe termen lung. Aici cred că este o mare problemă. Și tocmai de aceea... Acum, electoratul e suveran, domnule profesor Cucerzan. Nu există la democrație, ca să spun așa, alternativă, decât să-și aleagă oamenii în mod liber. E adevărat, ar fi de preferat oameni care
care se și preocupă, dar nu știu, mă gândesc că poate o strategie ar trebui să vină de mai departe. UAT-urile la un moment dat sunt probabil depășite de, de situație. Sigur, pot fi și anumite modificări în acest sens. Chiar am discutat și cu alte ocazii. Evident, acolo unde este necesară, trebuie o anumită schimbare. Nu trebuie să rămânem cramponați sau încremeniți în anumite realități specifice secolului trecut. Nu? Trebuie să ne adaptăm constant și evident, trebuie luate măsuri în acest sens. Aici este rolul factorului politic până la urmă. Deci trebuie îmbinate, sigur, strategiile care sunt create de către specialiști în zona politică, economică, socială, ce evident aici contează și rolul pe care îl are liderul local, că acesta poate să contribuie foarte mult. Am văzut numeroase cazuri acolo unde în fruntea comunităților au fost primari foarte gospodari, așa cum se spune, care au avut rezultate foarte frumoase, respectiv în alte locuri unde lucrurile au stagnat sau au chiar regresat. Deci, domnule Moldovani, apropo, tocmai pentru că sunteți economist, credeți că România se va salva, surprindea domnul Cucerzan, că sunt locuri în care lucrurile au progresat, alte locuri în care nu, se va salva România, nu știu, pe insule, pe bucăți? Nu știu, insule. Cred că ar trebui să, cum am zis și mai devreme, să lucrăm cumva, să muncim integrat. Și foarte bine a punctat domnul profesor, abordarea integrată înseamnă specialiști din diferite domenii. Ceea ce înseamnă educație. Adică cu educație corespunzătoare, atâta, nu știu, cetățenilor care încă trăiesc în zona respectivă, a decidenților politici, indiferent de culoarea politică, pentru că nu asta e cea mai mare problemă a scăderii populației, nu migrația, sunt alți factori care influențează mult mai mult scăderea populației decât migrația. Și v-am zis, se înregistrează un trend a migrației de reîntoarcere acasă spre zonele de origine, fie zona de rural, fie de zona de urban. Trebuie să lucrăm, de asta cred, după o vârstă, intens, când oamenii probabil că nu mai sunt activi pe piață. Nu neapărat. Exemplele pe care le-a dat și domnul profesor sunt unele dintre ele. Sunt zone care s-au dezvoltat, sunt anumiți poli de dezvoltare care atrag oamenii care au plecat înapoi în zona de origine și, la fel de important, vă spuneam înainte de pauză, să combatem aceste inegalități economice, sociale și, mai nou, digitalizare. Să scădem decalajele între zona de rural și urban și să le oferim indivizilor acces la tot ceea ce înseamnă bunuri de utilitate publică, acces la resurse, tehnologie, acolo, la ei, astfel încât să-i stimulăm să rămână acolo sau să-i atragem. Apropo de ce spunea domnul profesor în pauza publicitară, noi folosim proces de digitalizare. Dacă l-am folosit puțin mai bine, am putea să le creăm condițiile tinerilor care pot și au posibilitatea să lucreze remote, să lucreze din zonele respective, pentru că mulți au decis să se mute în zona de rural, doar că în zona de rural periurbană, ca, da, exact, ca să fie mai aproape de centrele unde au acces la tehnologie. Da, și un confort de viață și, evident, exact, jobul să-l desfășoare de acolo. Domnule deputat, uitați, eu sunt un jurnalist destul de bătrân, îmi dau seama acum, pentru că se vorbea aici despre recuperarea deficitului dintre rural și urban. Mi-aduc aminte că eram jurnalist în 2008, când, 2008, sunt 15 ani de atunci, când în diverse zone ale țării acesta era mesajul, să reducem, să recuperăm decalajul dintre rural și urban. Îmi aduc aminte anul ăla, pentru că era un mesaj care s-a regăsit așa în spațiu public și electoral. Astăzi mai vedeți, adică mai e posibil, totuși e un decalaj teribil între urban și rural. Astăzi digitalizarea, pentru că ați dat acea localitate de 80 de locuitori, e complicat. E și undeva în munte, e complicat să faci acolo digitalizare și, sigur, mai sunt și alte comune să-i pui pe acei oameni să meargă spre niște servicii pentru care ei ar trebui să fie trăinuiți în consecință. Cum ar putea, nu știu, cum s-ar putea interveni aici? Referitor la ce ați spus ultima oară, sunt soluții pentru acest lucru și cred că invitații dumneavoastră le gândesc și le cred. Dar aș vrea să vă răspund și la întrebarea pe care ați spus, dacă se poate inversa trendul. Și da, și răspunsul este depinde. Dacă schimbăm politicile publice astfel încât să penetrăm cu utilități publice satele noastre, ca locuitorul de acolo să aibă și apă, și canalizare, internet cam au, și, nu știu, și gaze sau sisteme de încălzire sau și așa mai departe. Acum, din fericire, au apărut sursele regenerabile. Dacă reușim asta, se poate inversa trendul și s-a întâmplat în tot vestul Europei. Deci există acum o migrație de la urban la rural profundă. Adică s-a întâmplat exact ca și la noi, o migrație de la urban la rural, acum, să zic, 20-30 de ani, acum s-a inversat trendul.
și foarte mulți din urban în vestul Europei migrează către rural. Atenție, nu periurban, rural-rural, la 50-100 de kilometri. Dar, într-adevăr, toate serviciile publice sunt puse la punct acolo. Și ca să vă spun de digitalizare, este simplu, pentru că chiar dacă s-ar face o reorganizare teritorială, și cred eu că invitații sunt de acord că trebuie necesară, putem să lăsăm în locul fostei comune un ghișeu în care un funcționar îi servește pe cetățenii din acea localitate. Și nu numai că îi servește, îi și învață în timp ce îi servește să folosească instrumente digitale. Da, poate unii bătrâni nu vor vrea deloc să învețe, dar, nu știu, ușor, ușor măcar să acceseze un e-mail, să trimită un e-mail, să facă o cerere digitală către primărie. Acest lucru cred eu că pot, dacă sunt totuși nu sunt foarte bătrâni. Și cred eu că prin digitalizare se poate reduce acest decalaj și vreau să vă atrag atenția că România, nu rurală, România este pe ultimul loc la accesarea de servicii publice digitale, nu, de folosirea interesului în folosirea interesului pentru lucruri utile, de la accesarea e-mail, de la accesarea informațiilor publice, de la citirea știrilor online și așa mai departe, suntem la toate categoriile digitale pe ultimul loc. Și nu vorbim de rural, vorbim de global. Bun, da. Bun, da, tocmai în ideea asta, pentru că, sigur, și eu cred în reforma administrativă, dar asta ar însemna, dincolo de digitalizare, ca anumiți primari și consilieri locali să renunțe la funcții. Va fi foarte greu de făcut treaba asta, decât dacă va exista, să spun așa, un efort transpartinic după 2024. Nici eu cred că suntem singurul stat din Uniunea Europeană care în ultimii 20 de ani nu a făcut un astfel de proces de reformă administrativă. Și tot dăm exemplu Poloniei, asta e cât se poate de clar. Aș vrea să fac, că suntem pe final, un tur de opinie apropo de ceea ce înseamnă România demografică. Și, nu știu, dacă ar fi să propuneți, ca să zic așa, niște soluții în termen imediat. Nu știu, care ar putea fi? Dumneavoastră sunteți la catedră, domnule Cucerzan, la fel și domnul Moldovan. În momentul în care, de pildă, vă întâlniți cu tinerii, chiar și o curiozitate. Există acel procent că tinerii își doresc să plece în afară, majoritatea, e firesc. Suntem într-o piață liberă, salariile mai bune atrag. Pe parcursul, să spun, ce un om mai capătă experiență în viață, lucrurile se mai distilează, le filtrezi altfel. Credeți că mai există resort astăzi, nu știu, pentru ca românii calificați să se mai uite spre, nu știu, spre România de astăzi ca și perspectivă de a face performanță? Și aici nu mă refer doar la România urbană sau rurală, România în general. În primul rând, misiunea unei universități precum cea noastră, cred că este cea de a aduce, în primul rând, soluții pentru dezvoltarea rurală, faptul de a crea specialiști care să lucreze acolo și care să pot dezvolta în timp această zonă. Am ocazia de a mă întâlni de multe ori cu studenți din diferite categorii care își doresc acest lucru și își propun acest lucru. Nu doar cei care sunt la vârsta specifică primilor ani de facultate, 18-19 ani. De pildă, avem și anumite specializări, vă pot mărturisi cu bucurie acest lucru, persoane care au media de vârstă, să spunem așa, de aproximativ 40 de ani, care au diferite afaceri, care au locuri de muncă destul de bine plătite, care au mai terminat câte o facultate, sunt acolo IT-și, sunt doctori, ingineri, economiști și alte categorii, dar care au venit pentru a studia la universitatea noastră, tocmai pentru a putea învăța cum să dezvolte în viitor afaceri în mediul rural, având evident ca obiect aceste subiecte specifice. Și am speranța că aceste persoane care sunt, vă asigur, cât se poate de mature și riguroase. E o experiență de viață, o experiență de viață. Tinerii, nu știu dacă mai au, dacă sunt atât de, au răbdarea asta de a mai sta și de a mai, să spun, cuprinde și alte lucruri. Mai sunt. Deși, din păcate, mediul rural sunt tot mai puțin copii, știm acest lucru, dar mai sunt care au în continuare această pasiune pe care au moștenit-o de la familiile lor. Acum, evident, fiecare își creionează viitorul așa cum îl consideră. Acum depinde și de specificul activității și de educația primită din familie, apropo de ce zicea domnul profesor. Pentru că de acolo cumva își iau, se reîntorc la origini sau rămân la origini fără a avea acea, nu știu, dorință de a experimenta plecarea din țară. Desigur, sunt studenți, sunt tineri care își doresc să rămână în zonele respective, fie că sunt în zonele periurbane sau sunt în diferite zone din
zona rurală de munte, spre exemplu, unde, evident, unii dintre ei dezvoltă afaceri. Pentru a-i sprijini, trebuie să le oferim infrastructura necesară și să le punem la dispoziție procesul de învățare continuă, dacă doriți, astfel încât să poată să promoveze și să poată să își trăiască viața sau să-și îmbunătățească calitatea vieții în zonele respective, fără a fi nevoiți să plece. Apropo de statistici, nu știu ce statistici a consultat domnul deputat, în ultimul an, din zona de urban, au plecat populație, undeva la 0,7 puncte procentuale, la fel și din urban, 0,04. Nu este un trend neapărat dinspre zona de urban spre zona de rural. A fost un trend o perioadă scurtă de timp, în perioada crizelor, în perioada crizelor economice, crize economice și în perioada recentă, în 2020-2021 până în 2022, când s-a stopat acest trend. Este un trend invers în ultimul an, dinspre zona de rural, înspre zona de urban. Pentru... E de urmărit acest subiect, nu mai avem timp. Ultimul minut, domnule deputat Apostol, personal, credeți că 2024-2028 ar putea fi acel moment în care reforma administrativă să se și întâmple, asta cu efecte evident pentru ceea ce vorbim, și demografie și de ce nu economie? Depinde. Dacă cetățenii vor dori să voteze într-o direcție, cu siguranță se va întâmpla. Este necesară și obligatorie. O să vedeți că Moldova deja a pus în aplicare reforma administrativ-teritorială și dacă noi nu o vom implementa, vă dau în scris că în maxim 10 ani PIB-ul pe cap de locuitor în Moldova va depăși PIB-ul din România. Poate e o asumare așa, dar sunt pierderi foarte mari și aș vrea să-i răspund domnului profesor punctual, vă rog, pentru că acest trend este estompat din faptul că mulți se duc din urban în periurban. Eu am vorbit de migrația din ruralul rural către urban, dar pentru că foarte mulți din urbanul mare trec în periurban, care rămâne în continuare ca și rural în statistici, dar de fapt el nu mai este rural, de aceea procentul de migrație este mai mic. Da, e un subiect și sper să acceptați și invitația viitoare. E un subiect pe care îl continuăm clar aici în Prima News. Domnule deputat Alin Apostol, domnule profesor Mihai Cucerzan, domnule Ionuț Moldovan, vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și sper să acceptați invitațiile pe care vi le propunem aici în Prima News. O foarte scurtă pauză la fix, revenim cu principalele titluri ale acestei ore. Am revenit aici în Prima News și în această parte de emisiune vă propun să povestim despre măsuri fiscale pe care ar fi trebuit sau ar trebui să le ia guvernul și vedem că sunt foarte multe rețineri, rezerve pe care le au guvernanții noștri atunci când vine vorba despre asumarea și cel puțin prezentarea publică a unor măsuri cât se poate de concrete. Și sigur că da, sunt aceste declarații cu iz electoral pe care le fac lideri de partid apropo de faptul că nu renunțăm la politica noastră fiscală și la comportamentul nostru ideologic, doar că presiunea de moment cred că va fi una cât se poate de teribilă în perioadele următoare. Înainte de a vă prezenta invitații acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri ale acestui moment. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire în funcția noilor miniștri ai muncii și familiei, respectiv Simona Bucura Oprescu și Natalia Intotero. Noi miniștri PSD ai muncii și familiei au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Europarlamentarul UDMR Vince Laurent afirmă că problema urșilor care s-au înmulțit excesiv în România nu mai trebuie tergiversată și că este responsabilitatea statului să ia măsuri pentru protejarea vieților și bunurilor cetățenilor, anunță Ager Press. Europarlamentarul a arătat, printre altele, că în alte țări, precum Suedia, spre exemplu, care are o populație de urși estimată la 3.000 de exemplare, adică mai puțin de jumătate față de câți ar exista în țara noastră, se adoptă o cotă de intervenție de 10% pe an pentru a ține în frâu înmulțirea necontrolată acestei specii. Mie place acest mesaj, e un mesaj onest, un mesaj corect pe care și-l asumă domnul europarlamentar. Aș vrea să văd mai mulți politicieni care vorbesc despre această problemă complicată pe care o avem. Îmi spunea cineva, de pildă recent, că a fost pe Transfăr Gărășan și a întâlnit numai puțin de 15 urși lângă carosabil. 15 urși pe parcursul acestei șosele. Lucrurile deja
aici intră într-un tablou extrem de complicat, în care s-ar putea să tragem niște ponoase și niște efecte destul de teribile. Deja se întâmplă și dacă cineva nu intervine, autoritatea responsabilă, cred că va fi prea târziu peste un anumit timp. Sau se vor produce tragedii și abia atunci emoția generală, emoția publică va declanșa anumite măsuri. Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs marțiară în județul Gorj, fiind urmat de două replici. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la ora 23:30 la adâncimea de 8,6 km. În cursul nopții de marți spre miercuri în Gorj au mai avut loc două cutremure cu magnitudini de 2,7 și 2,3. Un alt seism cu magnitudinea de 2,6 s-a produs în județul Călăraș. Astăzi se desfășoară repartizarea la liceu absolvenților de clasa 8-a. De asemenea, tot astăzi au loc comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal, precum și afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate. Elevii admiși la liceu își pot depune dosarele de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați în intervalul 20-25 iulie. În perioada 10-11 august este programată a doua etapă de admitere în învățământul liceal. Ruperea acordului pentru transportul cerealelor în Marea Neagră va pune presiune suplimentară pe infrastructura rutieră din România, dar și pe portul Constanța, deja aglomerat din cauza camioanelor cu cereale ucrainene. Avertizează Federația Operatorilor Români de Transport, vârful de sezon va fi atins în aproximativ două săptămâni, a declarat pentru G4 Media Viorel Panait, președintele operatorilor portuari din Constanța. Acesta a adăugat că în acest moment se iau măsuri convenite cu Comisia Europeană pentru îmbunătățirea timpilor de tranzit. Prim vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, l-a luat în vizor pe actualul ministru al finanțelor, Marcel Boloș, cerându-i să fie liberal și nu contabil. El spune că nu va accepta să se distrugă capitalul românesc, proprietatea privată, afirmând că trebuie să se pună la masă coaliția pentru a stabili măsurile cele mai puțin nocive pentru reducerea deficitului bugetar. Este clar o discuție electorală această solicitare pe care o face liderul PNL, dar pe de altă parte sunt foarte curios, sigur că da, că domnul Boloș chiar e liberal, adică ia suma de Partidul Național Liberal, nu știu dacă are și calitatea respectivă, pentru că domnia sa a mai fost ministru și în alte guverne, de pildă într-un guvern Victor Ponta. Contraofensiva Ucrainei împotriva Rusiei este departe de a fi un eșec, dar lupta care va urma va fi lungă și sângeroasă, a avertizat generalul american cu rangul cel mai înalt, Mike Milley. Declarațiile oficialului vin în condițiile în care numărul victimelor din ambele tabere crește, iar liniile frontului s-au deplasat doar foarte puțin, relatează Reuters. Statele Unite și alți aliați au petrecut luni de zile adunând un arsenal pentru Ucraina și antrenându-i forțele pentru a ajuta Kievul să străpungă în cursul contraofensivei sale formidabile linii de apărare rusești. Twitter va avea o funcție specială pentru publicarea articolelor. Elon Musk a anunțat că platforma pe care o deține va avea în curând o funcție pentru publicarea articolelor lungi și complexe, care includ și diferite elemente multimedia. Twitter lucrează la o facilitate care le va permite jurnaliștilor și altor categorii profesionale să posteze articole complexe și foarte lungi. În prezent, utilizatorii obișnuiți pot include într-o postare doar 280 de caractere, în vreme ce abonații Blue sunt limitați la 10.000 de caractere. Mărturisesc, mie place foarte mult această rețea de socializare și chiar sper să se ajungă la acea posibilitate în care să ai texte mult mai mari, mult mai lungi. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a transmis mulțumiri secretarului apărării al SUA, Lloyd Austin, pentru declarațiile sale foarte clare, fără ambiguitate și puternice. A învinge agresiunea rusească și a pedepsi Rusia pentru teroare este o misiune istorică pentru generația actuală de lideri mondiali. Și lumea își va îndeplini această misiune, Ucraina va câștiga, subliniat Zelensky. Președintele ucrainean a afirmat în mesajul transmis marțiară că a avut discuții cu membrii cabinetului despre protecția porturilor și continuarea exporturilor de alimente pe cale maritimă. Sport acum, campioana României, Farul Constanța, a fost eliminată din preliminariile Ligii Campionilor. Echipa lui Gică Hagi a fost învinsă în deplasare cu 3-0 de campioana Moldovei, Șerif Tiraspol, după prelungiri. După eliminarea din ligă, constanțenii vor evolua în preliminariile Conference League, unde vor juca în al doilea tur preliminar cu FECE Urartu, campioana Armeniei. Cum spuneam și ora trecută, regele nu e șerif. Pe de altă parte, vă dați seama, să te elimine din preliminarii Ligii Campionilor cine? Șerif Tiraspol. Păi, vă dați seama, nu e nici măcar o echipă din Croația, nici măcar FC 17 Nentori sau Knatspir Nufela, ca să dau alte nume din istoria
contemporană sau ceva mai trecută a sportului, accidente din fotbalul românesc. Te bate Șerif Tiraspol. Mare rușine. CFR Cluj joacă prima manșă din turul 2 preliminar al Conference League, joi 27 iulie de la ora 20:30 în direct pe Prima Sport 1. Feroviarii vor juca contra turcilor de la Adana Demirspor. Adana Demirspor, care a terminat pe locul 4 în campionatul turcii în sezonul trecut, l-a numit vara aceasta pe fostul mare fotbalist olandez Patrick Kluivert în funcția de antrenor. Și la final, datele despre vreme, meteorologii au emis avertizări cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică pentru mai multe județe. Sunt așteptate vijelii, grindină și averse torențiale. Avertizarea meteorologică cod galben de instabilitate atmosferică a intrat în vigoare de miercuri de la ora 12 și este valabilă până joi la ora 10. Acestea au fost principalele titluri ale orei. Da, suntem aici în Prima News și comentăm, sigur că da, lucrurile care se întâmplă astăzi sau ar trebui să se întâmple sau ar fi trebuit să se întâmple până acum vis-a-vis de măsurile și cheltuielile pe care ar trebui să le ia guvernul, la ce cheltuieli ar trebui să renunțe guvernul și întrebarea acestei ore, de ce insistă guvernul pe taxare și nu pe eliminarea cheltuielilor, ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News sau pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran. Alături de mine în platoul Prima News e Florin Otrocol, jurnalist, scriitor. Mulțumesc tare mult, Florin Otrocol. Bună ziua, mulțumesc și eu de invitație și ne reîntâlnim după ziua de ieri. Și Șerif Tiraspol i-a bătut pe Real Madrid, domnule. Și cred că o să este un subiect aparte și cred că avem și legătura, nu știu dacă au stabilit colegii, încă n-au stabilit colegii legătura cu doamna Viorica Dăncilă în foarte scurt timp, tocmai pentru a comenta subiectele legate de măsurile pe care le au cei din guvern. I-au bătut pe cei de la Madrid, dar în urmă cu 2 ani, domnule Otrocol. Nu are relevanță. Păi, când ești rege și spui că ești cel mai tare în România... Eu nu iau apărarea celor de la... Că m-am uitat și eu la meci ieri. Da, ăsta e un alt foarte subiect. Foarte slabi, foarte slabi. Da, zic așa că e de... Nu iau apărarea, că n-am de ce. Dar de 8 ani și Șerif Tiraspol în cupele europene. Vreau să pornim în discuția noastră, chiar de la întrebare. De ce crezi că insistă guvernul pe taxare și nu pe eliminarea cheltuielilor? Pentru că taxarea aduce bani, teoretic. Trebuie să le și poți colecta acele taxe. Corect. Deci taxarea aduce bani, pe când eliminarea cheltuielilor nu aduce atâția bani la buget. O rectificare, că nu e bun termenul, o, să zicem, reabilitare a bugetului prin eliminarea cheltuielilor este subțire față de ceea ce înseamnă o suprataxare sau o modificare a anumitor taxe. Se pune problema, de exemplu, să modifice TVA-ul la mâncarea cățelușului meu. Mâncarea pentru animale era taxată cu TVA de 9%. Acum se discută să fie 19%. Eu vă spun din proprie experiență că eu îmi tratez câinele ca pe membru al familiei. Deci nu fac diferențe între petul familiei și ce are nevoie. Îi dau la timp, la termen, merg la medic, am o grămadă de cheltuieli. Deci, la fel cum cheltuim bani pentru copii, cheltuim bani fără să ne uităm. Jucării, prețuri și alte chestiuni. Acum, diferența între un băiat și un băiețel este prețul la jucării. Sau un bărbat și un băiețel, știi? Dar bun, exact așa revenind, nu ne uităm. Dar toate aceste chestiuni, așa, cine are un animal de companie în casă, repet, nu la curte, că nu vorbim de aia, e altceva, va cheltui foarte mulți bani. Și această suprataxare pe baza unei colectări corecte, atenție, corecte, adică toți cei care vor aplica aceste cote mărite de TVA, de exemplu, să și vireze către statul român, înseamnă mult mai mult bani la buget decât ar însemna reducerea unor cheltuieli. Eu nu cred nimic, eu nu cred nici în varianta asta a lor, cu suprataxare. Adică îți cresc accizele iar la motorină, îți cresc accizele la tutun, îți cresc accizele la alcool. La bine, eu înțeleg că îți ia vicii, ți-i foame, ți-i sete, vrei să exagerezi, consumă. Pe mine... A dumneavoastră sunteți fumător, acum adaug din casă. Eu sunt fumător, nu e nicio problemă, eu mi-asum chestiunea asta, nu mă deranjează, că iar crește cu 50 de bani, asta este. Adică... Ați fost și opozant al acelei legi a fumatului în spațiu. A fost opozant al legii, nu neapărat, că până la urmă respect. Știți cum e aici o chestiune care, da, să nu, că nu era subiectul, dar ca să nu insist, e o chestiune la care eu înțeleg și respect. Eu, de exemplu, la mine în casă nu fumez, nici iarna.
Pentru că sunt singurul fumător și atunci ies afară din casă. Și înțeleg. Și atunci le dau dreptate și celor care zice, bă, nu m-a fumat tu pe mine într-un spațiu public. Sunt de acord cu ei. Dar totodată, nici faza aia că eu să nu pot să am un spațiu special amenajat, lasă-mă la discreția operatorului în turism, acelui proprietar de restaurant sau acelui proprietar de și să facă sală de fumători și de fumători. Restaurante care pot intra fumători, restaurante care nu pot intra fumători. Și asta, așa ar fi trebuit, în sensul ăsta am fost de acord cu legea, că acolo s-a interzis absolut totul, asta este, ne-a conformat. Dar și dacă te duci afară, e la fel. Domnule Aron, în Londra, de unde am venit acum o lună, n-am văzut un coș de hârtii pe stradă. Am înnebunit, deci n-am văzut lume să fumeze pe stradă. Oameni civilizați, se vede acolo, mă rog, eu istoria unui imperiu. Da, deci nu... Da, nu se interzicea nimeni să fumeze și civilitatea, n-am văzut, la urmă, n-am care n-am văzut. Îți o conferă un dar n-am de văzut context. Aici coșul da. De gunoi. Sunt multe chestii. În Franța, în schimb, se pipă pe la toate colțuri. Italia, la fel. Nu e bine, nu spații publice. Te rog să reții ideea. Îi spunem bun găsit și doamnei Viorica Dăncilă, fost prim-ministru. Doamna prim-ministru, doamna Dăncilă, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea noastră aici la Prima News. Discutăm despre tot acest context al măsurilor pe care ar trebui sau ar fi trebuit să le anunțe guvernul. Se vorbește foarte mult despre această reducere a deficitului. Foarte multă lume reclamă faptul că ar trebui, iată, să se intervină cu eliminarea unor cheltuieli. Și aș vrea să facem așa un exercițiu de imaginație. Dacă ați fi acum în poziția domnului Ciolacu, dacă ați fi premier, ce ați face pentru a reduce deficitul bugetar? Nu știu, ați trece la o taxare? Specialiștii spun că nu se mai poate fără taxe suplimentare. Sau o reducere drastică a cheltuielor pe care le angajează în foarte multe sectoare aparatul bugetar? Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu siguranță nu aș lua aceste măsuri pe care am văzut că o parte le-ați și enumerat la începutul emisiunii. Într-o perioadă de criză, în niciun caz nu creștem taxele și impozitele, pentru că acest lucru va aduce mai puțin bani la bugetul de stat. Să crești taxele, să reduci și să elimini, nu facilită stimulente pentru ramuri ale economiei care pot aduce plus valoare, mi se pare un lucru total nepotrivit. Cred că actualul guvern ar trebui să se îndrepte, în primul rând, spre reducerea cheltuielilor bugetare. Vedem că avem un aparat bugetar supradimensionat, avem foarte multe agenții care au același obiect de activitate. Vedem că avem peste 200 de secretari de stat, cu toate că s-au desființat două ministere. Vedem că, efectiv, numărul bugetarilor este cel mai mare după 1989 încoace, cu toate că populația României a scăzut o mare parte plecând în afara granițelor țării. În altă ordine de idei, vrem să creștem TVA-ul, dar statul nu a încasat banii din TVA. Aș încerca să încasez acești bani și de asemenea să încasez banii care vin din prejudicii pe care le au diferite persoane către statul român. În altă ordine de idei, avem redevențele. Vorbim despre faptul că România are resurse naturale, dar vedem că redevențele sunt cele mai mici dintre toate statele Uniunii Europene. Media redevențelor în România este de 7%, în timp ce taxa, să spunem așa, pe resurse în Norvegia, de exemplu, este de 70%. Deci eu cred că sunt alte obiective pe care le avem, care trebuie să le avem în vedere. Mai mult decât atât, creștem taxe și impozite, dar cât vom crește și aceste taxe și impozite? Le creștem acum, mai creștem încă o dată. Cum vom reduce această gaură din bugetul României dacă nu dezvoltăm economia? Cred că pe modelul facilităților sau stimulentelor din construcții, din agricultură, ar trebui să găsim și alte ramuri cu potențial care să ne ajute să ne creștem partea economică. Să încercăm să venim cu stimulente pentru mediul de afaceri, pentru că știm foarte bine că mediul de afaceri, investițiile private sunt motorul economiei.
În niciun caz, așa cum a spus invitatul dumneavoastră, nu va aduce bani la buget faptul că o să creștem TVA-ul la mâncarea pentru câini și pisici sau că o să creștem TVA-ul la produsele bio, TVA pe care eu l-am scăzut în 2019 la 5%, tocmai pentru a stimula produsele tradiționale, vânzarea produselor tradiționale românești. Cred că se merge într-o... Exact. Și cred că se merge într-o direcție greșită, iar faptul că mi se spune de fiecare dată, așa spune Banca Mondială, Banca Mondială ne dă recomandări, acestea nu sunt obligatorii. Noi trebuie să luăm acele măsuri care ajută economia românească și care pot duce în același timp la creșterea nivelului de trai. Da, în condițiile aici date... vă corectez un pic, distinsă doamnă, să rod mâinile. Florin, ne-am mai întâlnit. Și vă corectez în ce context. Recomandările Băncii Mondiale sunt ordin. Și vă explic și substratul acestei chestiuni. Discutam cu cineva din Polonia și din România în contextul... în care suntem noi cele mai agreate popoare europene din Uniunea Europeană în contextul conflictului din Ucraina, de către americani suntem cei mai agreați. Și îmi spunea un mare domn american, foarte bine fipt în politică, inclusiv pe acolo prin interiorul Casei Albei, spunea la o discuție privată anul trecut, zicea domnul jurnalist, că nu mi-a reținut numele, că o trocoli mai dificil pentru ei, zice, ce ne place nouă, că doar voi și polonezii înțelegeți ce înseamnă a recomanda. Voi veniți în Europa de Est, Europa de Est, ordinul se execută, nu se discută. Se dă ordin. Noi suntem pe recomandări, suntem mai eleganți. Și atunci noi recomandăm. Singurii care ați înțeles că să puneți în aplicare ce se recomandă, sunteți voi și polonezii. Bun, și atunci e interesant. Dar, să nu uităm că Banca Mondială este guvernată, Banca Mondială foarte bine controlată de către americani. Să nu le ascundem după degete. Bun, dar e interesantă atunci nuanța. Atunci recomandările lor sunt ordini, să știți. Așa era și în perioada dumneavoastră de prim-ministeriată, doamna Dăncilă? Da, eu primeam recomandări, dar să știți că nu le-am luat pe toate în considerare. În primul rând mă interesează interesul național și dacă una dintre recomandări nu aduce un plus pentru țara mea, consider că trebuie să mă compor cu demnitate și să refuz acea recomandare dacă nu aduce un plus. Eu cred că politica și interesul național presupune negociere. Nu înseamnă să fii un om inflexibil, dar poți să arăți că acea recomandare nu aduce un plus și nu ajută la reducerea deficitului bugetar. Cu alte cuvinte, ați fost rebelă, doamna prim-ministru. Restul-s mai obedienți. Știți, dar oricum ne uităm la clasa politică care vine și sunt din ce în ce mai smeriți și mai obedienți. Și am spus atâtea ori, din ce în ce mai puțin competenți, ca să nu folosesc termene dure. Din aveți păcate... Aveți ce nu este bine, pentru că mulți dintre liderii noștri au căutat în permanență să-și găsească un stăpân. Nu, România are nevoie de parteneri, România are nevoie de seriozitate în relațiile și în parteneriatele pe care le are și nu acest comportament de zlugărnicie. Nu ne aduce un plus, pentru că nimeni nu ne va trata cu respect dacă nu dăm dovadă de demnitate. Dar bun, doamna prim-ministru, la ce cheltuieli, nu știu, s-ar putea angaja astăzi guvernul tocmai pentru, nu știu, pentru a mai elimina din povara acestui deficit? Am văzut că a existat aceste... Să renunțe, nu se angajeze. Da, să renunțe. Așa, da, okay. Am greșit. La ce cheltuieli, da, ar trebui să renunțe? Tocmai pentru că a fost, dacă vă amintiți, acea recomandare care n-a avut valoare de ordin, de măsuri de austeritate pentru fiecare minister și agenție în parte. Și știți foarte bine, înainte de a fi pus în aplicare, mai toate agențiile de la administrația prezidențială în jos și-au schimbat mobilier, și-au îmbunătățit parcul auto, adică toată lumea era așa într-o vânătoare de achiziții. Evident că a fost, ca să spun așa, practic o joacă acea măsură de austeritate la fiecare minister și agenție în parte. Dar aici ați avea niște, ca să spun așa, niște cheltuieli la care ați renunța foarte precise? Categoric, da. În primul rând, a fost o regulă generală, fără a intra în amănunte. Și atunci fiecare minister a făcut ceea ce a considerat. În primul rând, ar trebui să avem o situație exactă pe fiecare minister în parte. Să avem o situație exactă a agențiilor pe care le avem în acest moment și, așa cum am spus anterior, agenții care au același obiect de activitate. Să vedem dacă
Nu se poate reduce numărul secretarilor de stat. Și o să vă dau exemplu. La sănătate am avut 2 secretari de stat, acum sunt 6. Deci, cred că se pot face reduceri și de personal, iar personalul respectiv nu trebuie să rămână pe din afară. Avem în anumite sectoare nevoie de personal și îl putem direcționa către ramurile respective. În altă ordine de idei, toate aceste investiții, toate acele sporuri, multe dintre ele nejustificate, am văzut sporuri pe care e greu de imaginat că le poate da cineva. Toate acestea trebuiesc bine analizate să vedem dacă sunt oportune sau nu sunt oportune. Deci eu cred că pe lângă cheltuielile din administrația publică trebuie să ne gândim, să privim și puțin mai departe, pentru că suntem la jumătatea anului, va urma un nou an, trebuie să vedem cum închidem acest an și trebuie să ne gândim și la ramurile economice care au potențial și care pot aduce un plus. Pentru că o țară nu se poate guverna numai din taxe și impozite, în timp ce vedem că în fiecare lună cât mai multe companii dau faliment sau intră în insolvență. Cred că trebuie un plan complex și în același timp trebuie să luăm măsuri pe partea economică. Avem resurse, știm că avem resurse. Trebuie să facem un raport corect între resurse și dezvoltare. Pentru că nimeni nu mai vorbește de resursele României, nimeni nu mai vorbește de dezvoltare, nimeni nu mai vorbește de potențialul energetic al României. Și aici, ca o mică paranteză, am văzut la nivel european că energia obținută din cărbune a crescut, procentul de energie pe cărbune a crescut, iar România și-a redus procentul. Deci luăm măsuri care nu sunt fundamentate, măsuri care nu sunt negociate corespunzător la Bruxelles și toate acestea vin cu un impact negativ și asupra deficitului bugetar, și asupra deficitului comercial, dar și asupra nivelului de trai al oamenilor. Creșterea de care vorbiți dumneavoastră la energie prin consumul de cărbune s-a întâmplat imediat după izbucnirea pandemiei, când această lipsă de gaze și acel șantaj pe care Putin l-a făcut adresa Europei prin combustibilii fosili și nefosili s-a întâmplat. Și atunci s-a revenit asupra unei decizii la nivel european care s-a aplicat și în România de a se închide minele de cărbune și de a se închide combustibilii fosili care ar prejudicia, să spunem, la nivel de mediu. Doar că noi am făcut-o într-un mod care nu se face. Noi am luat manualul ca la carte și când am văzut că a închide minele înseamnă a le inunda, le-am inundat. Ceea ce nemții n-au făcut, britanicii n-au făcut, noi am fost întotdeauna mai cu moți. Adică noi, dacă tot trebuie să aplicăm ceva, le aplicăm stricto sensu. Dar asta s-a revenit asupra ei, că inițial asta a fost tot o recomandare a Uniunii Europene să se renunțe la consumul de cărbune și exploatarea cărbunului și a folosit cărbunele în sursele de energie. Chestia asta a apărut acum după izbucnirea războiului. Ceea ce, cu tot respectul, România a acționat total greșit. Uitați-vă la Polonia. Polonia și-a intensificat producția de energie pe cărbune, tocmai pentru faptul că avea un război la graniță. Și a spus că s-ar putea ca să fie nevoie de energie ca să dea Ucrainei. Noi de ce nu am făcut același lucru? Mai mult decât atât, noi am prins închiderea grupurilor energetice, închiderea minelor de cărbune în PNRR și am închis, de exemplu, 2 grupuri energetice de la Complexul Energetic Oltenia cu 6 luni înainte de termen. Deci am dat dovadă și de exces de zel, cu toate că toate aceste lucruri au fost în defavoarea României. Încă un lucru bazat pe energie. În 2019 am semnat acordul comercial pentru începerea exploatării de la Caragele, care trebuia să înceapă în 2020. Nu au început nici până acum. Dacă România avea energie, dacă avea România energie proprie, consumul, puteam să și exportăm, dar și prețul la energie era foarte mic. Deci sunt măsuri care s-au luat și s-au luat într-un mod total eronat. Mai vreau să dau încă un exemplu. În 2019 aveam plafonat prețul la energie la 68 de lei. E bine, la 1 ianuarie 2020 am liberalizat prețul la energie,
pe o piață total nepregătită, cu toate că aveam semnat acord cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană, ca să avem plafonarea până la 1 martie 2022. Toate aceste lucruri s-au adunat, toate aceste lucruri ne-au dus într-o direcție greșită și într-o situație economică care cred că este cea mai grea de la Revoluție încoace. Bună, doamna prim-ministru, doamna Dăncilă, vă propun să facem o foarte scurtă pauză, să rămâneți alături de noi. Revenim în câteva momente după o foarte scurtă pauză de publicitate. Am revenit aici în Prima News, discutăm despre, iată, măsurile pe care ar trebui să le ia guvernul, dar și despre actualitatea politică. În continuare aici în Prima News, doamna Viorica Dăncilă, fost prim-ministru, și Florin Otrocol, jurnalist și scriitor. Doamna Dăncilă, apropo de aceste taxări sau aceste taxe noi care ar trebui impuse, lucrul ăsta duce, vedem, la o dezbatere foarte aprinsă din interiorul coaliției. De pildă, domnul Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD, îi critică pe liberal, spune că profiturile excesive ale companiilor trebuie taxate. De cealaltă parte, domnul Adrian Cosma, vicepreședinte PNL, spune că dacă Marcel Ciolacu vrea taxe noi, trebuie făcut un referendum pentru asta, în vreme ce domnul Rareș Bogdan, am văzut că s-a supărat și pe ministrul susținut de ei, domnul Boloș, și pe de altă parte spune că PNL nu o să accepte taxări suplimentare pe care ar vrea să le introducă premierul. În condițiile date, având în vedere că e acest joc, vă așteptați, e adevărat, n-am văzut niciun comentariu, nicio declarație nici de la Marcel Ciolacu, nici de la Nicolae Ciucă, dar vă așteptați la, nu știu, la o tensionare a coaliției? Și dumneavoastră ați fost premierul unei coaliții la vremea respectivă. Sigur, era vorba de un partid mai mare și un partid mai mic. Aici sunt două partide relativ apropiate, așa, numeric. Cred cu tărie că toate aceste dispute nu ar trebui să fie dispute publice. Oamenii au nevoie de soluții și sunt foarte puțin interesați de certurile din interiorul coaliției. Este neapărat nevoie de soluții imediate și vedem că avem și obiective din PNRR pe care trebuie să le punem în aplicare. Faptul că se iese cu un spațiu public, cu taxe, cu impozite pe care le discută fiecare așa cum dorește, cred că acest lucru creează și mai multă incertitudine și nu numai pentru români, și pentru Uniunea Europeană și pentru partenerii noștri. Cred că ar trebui să se așeze la aceeași masă și înainte de a ieși cu aceste afirmații publice, cu aceste propuneri, ar trebui să facă un studiu de impact. Câți oameni sunt afectați? Ce presupune acest lucru? Ce va veni la bugetul de stat? Va fi o pierdere sau va fi un câștig? Vedem că toate aceste soluții pe care vor să le aducă prin creșterea taxelor și impozitelor nu sunt însoțite de o notă de fundamentare. Pe ce bază vor să ia aceste lucruri? Aceste lucruri vor ajuta la reducerea deficitului sau, dimpotrivă, le vor accentua? Deci eu cred că sunt afirmații publice tocmai care nu au nicio valoare, pentru că important este cu ce iese coaliția în fața românilor. Este adevărat că se apropie campania electorală și majoritatea vorbesc din punct de vedere electoral, vor să câștige puncte electorale, dar cred că este momentul să se gândească mai mult la ceea ce au de făcut și ceea ce este bine pentru România în acest moment. Legat de aceste taxe și impozite, da, de ce nu încep, de exemplu, cu acel 1% pe cifra de afaceri? În 2019 eu am introdus 2% pe cifra de afaceri pentru companiile din domeniul energetic, tocmai pentru a putea să aduc fonduri la bugetul de stat și să plafonez la un preț cât mai mic energia și gazele. Deci eu cred că atunci când vii cu o soluție, trebuie să vii în fața oamenilor și să spui și impactul bugetar, ce faci cu acești bani, cât sunt, ce sumă este, pentru că s-ar putea ca o măsură, cum este cea de reducere a facilităților pe construcții sau agricultură, să aducă mai puțin bani la bugetul de stat, pentru că o parte vor pleca în afara granițelor țării sau o parte vor lucra fără contract, așa cum am avut înainte de introducerea acestei măsuri. Deci eu cred că trebuie foarte multă grijă, dar
Mai vreau să accentuez un lucru. Pentru mine este surprinzător că atunci când prin ordonanța 119 am introdus această facilitate pentru construcții, am primit foarte multe critici din partea USR-ului și PNL-ului. Acum, cei mai mari susținători ai acestei măsuri sunt USR-ul și PNL-ul, iar PSD-ul, care a introdus aceste măsuri, vor să renunțe la ele, cu toate că nu au un acord și o discuție cu constructorii. Da, nu știu, la opoziție, nu știu dacă susțin această eliminare, dar ci drept, sigur, partidele care compun coaliția par să susțină eliminarea acestor facilități. Dar apropo de treaba asta, și Florin, te rog să intervii. Ziceam că a pierdut, dacă era premier acum, nu mai era o problemă, era un consens. Apropo de chestiunea asta cu deducerea, cu facilitățile acordate la IT și constructori și așa mai departe. De fapt, nu sunt facilități, domnul Ortocol, sunt niște stimulente. Tot facilitățile numim până la urmă. Pentru a susține anumite ramuri. Nu le întâlnim în toate ramurile economiei, adică în toate meseriile. Le întâlnim în zonele care sunt mai, să zicem, mai aducătoare de profit până la urmă, că despre asta și cele mai deficitare din punct de vedere al forței de muncă. Trebuie să recunoaștem. Construcțiile în România, excluzând marile corporații care au reușit cu tot soiul de inginerii financiare și să țină angajații performanți alături de ei. În rest, dacă vă uitați cum se construiește România, credeți-mă, și bucătarii au început să facă blocuri. Deci avem o grămadă de cărpaci, asta e viața. Dar revenind, eu sunt de acord cu o chestiune, de foarte mult timp am zis, nu neapărat să suprataxezi marile sau mari contribuabili sau corporațiile, multinaționalele, dar vină cu, nu-i mai lăsa să exporte, între ghilimele, profitul. Pune-le o marjă de profit care au voie să o exporte. Asta se aduce bani. Că așa, și dacă înseamnă la nivel de investiții, că altceva, decât să-ți dau ție statul român bani, mai bine mă apuc și fac investiții. Bă, niciun fel, investiții aduc locuri de muncă. Dar asta este o măsură care ar trebui luată din punctul meu de vedere. Bună, deci acest 1% pe cifra de afaceri, spuneți doamna Dăncilă. Da, deci s-a zis că a pus chiar 2%. Chiar 2%. Dar apropo, se vorbește despre această taxare Robinson Crusoe pe marile, ca să spun așa, averi și sigur că da, pe ceea ce înseamnă piscine, elicoptere, s-a vorbit de astfel de măsuri. Grecii știu că au introdus la un moment dat, acum mai mulți ani, apropo de impozitarea piscinelor. Vi se pare realist o astfel de măsură sau e mai mult așa, nu știu, o petardă aruncată în spațiu public? Ca să faci o astfel de măsură trebuie să ai o situație exactă. Câte piscine sunt, câți bani încasezi. Eu mă îndoiesc că la ora actuală guvernul are această situație a piscinelor. Eu cred că prima dată trebuie să vii cu toate datele și pe urmă să iei o măsură sau alta. Dar sunt de acord cu domnul Ortocol legat de impozitarea profitului, pentru că profitului exportat, că toate acestea într-adevăr pot aduce niște bani la bugetul de stat. Bani mulți chiar. Da, bani mulți. Și mai vreau să fac o precizare. Ziceați de construcții. Noi trebuie să ne gândim la ramurile cu potențial, pe ce are potențial România. Că dacă noi mergem pe o ramură care la noi nu este dezvoltată și nu are potențial, atunci sigur că nu vom avea fondurile pe care le așteptăm. Construcțiile, de ce le susțin, și agricultura, pentru că este un domeniu foarte important pentru România, noi avem și în PNRR investiții. Până în 2026 trebuie să terminăm investițiile, că altfel pierdem banii. Păi cu cine facem aceste investiții dacă noi eliminăm stimulentele din agricultură? Deci eu cred că toate acestea trebuie să le avem pe masă atunci când ne hotărâm să luăm o decizie. Da, sunt foarte multe categorii socioprofesionale care se întreabă de ce ar trebui să existe facilități pentru unii și de ce nu pentru toată lumea. De ce, de pildă, jurnaliștii n-ar putea fi exceptați, iată, de la impozite și de la aceste, să aibă parte de facilitățile pe care le au, tocmai pentru a avea o presă cât mai relaxată. Pentru că tot am văzut că în pandemie s-a primit acel ajutor. Presa nu fac jurnaliștii, domnule Aron. Niște structuri, am dat așa ca și exemplu. Presa o fac patronatele, în general.
general. Sau fac patronatele. Dar am dat așa un exemplu, domnul Otrocol, mai cu seamă că în perioada pandemiei a fost acel ajutor pe care unii l-au primit și acum îl dau înapoi. Și acum îl dau înapoi. Și am văzut că au fost destul de tăcuți în diverse perioade. Doamna Dăncilă, aș vrea să... Dacă aveți un comentariu, că vreți să interveniți, vă rog. A spus că de ce nu în toate domeniile. Deci, în ultima perioadă ne-am învățat să conjugăm verbul a tăia. Și nu este normal. Vedem că suntem pe primul loc la sărăcie în Europa și acest lucru ne întristează. Nu poate fi un motiv de bucurie. Păi haideți să încercăm să aducem și salariile celorlalți la același nivel. Noi, ce face guvernul acum? Vrea să scadă salariile la un nivel să scadă salariile. În loc să încerce să crească salariile pentru a îmbunătăți nivelul de trai. Nu putem să mergem pe ideea asta. Noi trebuie să mergem pe ideea de a oferi un nivel de trai mai bun și pentru salariați în toate domeniile de activitate, sunt de acord cu dumneavoastră, dar și pentru pensionari. Dacă de fiecare dată vom tăia de la cei care au un salariu cât de cât cu puțin mai mare și care, într-adevăr, lucrează într-un domeniu important pentru România, nu cred că este direcția bună. Bună, nu mai avem multe minute din emisiune. De ce îmi spunea ieri, îmi cer scuze, Ciprian, îmi cer scuze, distinsă doamnă, și ce spunea ieri deputatul Radu Moisin în parcare, în drum spre mașină? Zice, Florin, l-au înfierat pe fostul premier Emil Boc pentru faptul că a tăiat salariile. Ok, a tăiat salariile, a făcut ce a făcut Emil Boc. 25%. Nu mai discutăm. Zice, da, ce au făcut acum guvernanții actuali. Și el, făcând parte din partidul de coaliție, zice, cum se numește? Noi tot tăiați salariilor. Zice, dacă iau și țin cont de faptul că salariile n-au crescut în raport cu inflația, da, e să tăiat salarii. Bună, nu mai avem foarte multe minute și vreau să comentăm și actualitatea politică. Doamna Dăncilă, ați condus Partidul Social Democrat. Cum vedeți această primă remaniere și, evident, acest scandal cu azilele din județul Ilfov, dar înțeleg că lucrurile se cam multiplică în țară. Când ați fost prim-ministru, ați întâlnit astfel de situații? Au apărut astfel de probleme? V-au fost semnalate astfel de lucruri? Nu am avut semnalate astfel de lucruri. De fapt, văd că marea majoritate sunt înființate prin 2021, deci în perioada pandemiei. Nu am avut, sau cel puțin nu a ajuns la mine astfel de informații, pentru că să știți că pentru mine reprezenta o prioritate. Și de ce spun acest lucru? Am văzut ceea ce se întâmplă. E tragic, e revoltător ceea ce se întâmplă. Instituțiile abilitate vor lua măsuri, dar se așteaptă măsuri și din partea guvernului. Nu am văzut din partea guvernului, cu toate că au trecut mai multe zile, o situație reală a ceea ce s-a găsit prin controlul în aceste azile. Mai mult decât atât, nu am văzut o măsură care să reglementeze într-un fel situația din punct de vedere guvernamental. Știm că este în concediu Parlamentul, dar are posibilitate guvernul să dea ordonanță de urgență pentru a reglementa anumite lucruri. Am văzut de asemenea că în anul acesta, în 2023, s-au dat de 5 ori mai mulți bani către azile. Bun, a făcut cineva un control. Ce s-a întâmplat cu acești bani? Cum au fost cheltuiți acești bani? Există facturi care să acopere suma care a fost repartizată spre un azil sau altul? De asemenea, am văzut că foarte multe persoane lucrau fictiv, dar avem revisalul, a verificat cineva dacă persoanele respective sunt cuprinse în revisal. Deci eu cred că guvernul trebuie să iasă și să spună care e situația reală, ce probleme au identificat până în acest moment și să vină cu soluții pentru aceste probleme. Pentru că dacă nu privim, într-adevăr, este groaznic ceea ce se întâmplă, dar oamenii așteaptă soluții. Legat de ceea ce se întâmplă în interiorul partidelor, este treaba domniilor lor. Dar trebuie să spun că Partidul Social Democrat a renunțat foarte repede la oameni și vedem că Partidul Național Liberal au făcut scurt și protejează oamenii. Dar toate aceste demisii de la nivelul guvernului
trebuie să vedem ce implică în rezolvarea problemelor pe care le-am văzut cu toții. Credeți că Gabriela Firea e practic părăsește scena politică după această demisie și după ce a fost și suspendată din funcția de președinte al PSD București? Nu știu ce să spun. Gabriela Firea este cea care hotărăște dacă va continua sau nu va continua. Nu pot eu să fac scenarii legate de acest lucru, dar pentru mine este clar că toate aceste lucruri nu sunt numai la nivelul măsurilor care s-au luat pentru problemele existente în azilele de bătrâni, și sunt și răfuieli în interiorul Partidului Social Democrat. Adică, dumneavoastră considerați că, nu știu, Marcel Ciolacu își elimină astfel adversarii din partid? Și cine ar putea urma, ca să zic așa? Nu știu cine va urma, dar am văzut o declarație dată de domnul Cosmin Gușă și am încredere în ceea ce a spus. În momentul în care a căzut guvernul Dăncilă, a fost o întâlnire între domnul Ciolacu, domnul Stănescu, doamna Firea, domnul Ghirindeanu și domnul Dâncu, care au hotărât că trebuie să plec de la conducerea Partidului Social Democrat. Probabil că acum este o altă comisie care hotărăște cine trebuie să plece. Păi, bun, tocmai pentru că... Da, Florin, vrei să intervii? Ați candidat la președinție. Da, am candidat la președinție, într-adevăr, cu un partid în care deja trădarea exista, cu un partid care a ajutat la... Nu vreau să generalizez, am și colegi și colege care nu am ce să le reproșez, dar cu oameni care au ajutat la căderea guvernului social-democrat. Dar cine v-a trădat? La cine considerați că v-a trădat la acea candidatură din 2019? În primul rând, cei care au ajutat și la căderea guvernului prin moțiune de cenzură, și aici a fost foarte clar că a fost domnul Ciolacu și cu domnul Stănescu. Dar nu am niciun resentiment, le doresc multă sănătate. Da, am eu o întrebare. La domnia voastră, dacă doriți să vă exprimați opinia, dacă nu, nu e cu nicio supărare. Are... La domnul Ciucă răspund eu. Dar vă întreb, și nu puteți să spuneți și dumneavoastră. Are domnul Ciucă, dar mai ales domnul Ciolacu, anvergura unui premier? Cred că acest lucru nu trebuie să... Domnul Teodorovici va răspunde clar. Nu. Eu cred că trebuie să dăm dovadă de mai mult echilibru. La domnul Ciuc am văzut acest echilibru. A încercat să păstreze un echilibru, nu a ieșit cu declarații violente, a încercat totuși să păstreze acea înțelegere și lucrurile să încerce să le gestioneze. Dar domnul Ciolacu rămâne de văzut, nu știu, sper pentru binele României ca să fie o guvernare bună. 30 de secunde, doamna Dăncilă, apropo de faptul că a spus, i-ați nominalizat pe cei doi, doamna Firea făcea parte din acest proces, din această strategie... În 2019. Dispusele domnului Gușă, da. Da, interesant acest lucru. Probabil că vom mai discuta pe marginea acestor subiecte, apropo de ceea ce se întâmplă în casa politică și la vârful coaliției. Doamna Viorica Dăncilă, vă mulțumesc mult pentru prezența aici în emisiune, pentru analiză și sper să acceptați și invitația viitoare. Mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră. Florin Otrocol, la fel, mulțumesc tare mult pentru prezența, analiză, comentariu. O să ne revedem și în edițiile viitoare. În 30 de secunde, uite, te întreb, crezi că vor urma, apropo, niște reglări de conturi la nivelul PSD, la vârful conducerii de astăzi? Adică vor mai apărea și alte nume care vor cădea? E interesant. L-au numit pe Stănescu șef la București. Stănescu era în aceeași tabără cu Firea. Probabil că Ciolacu încearcă să-și cumpere liniștea. Că altfel nu o văd, pentru că Olguța, Stănescu, Firea era o tabără dizidentă, hai să spunem așa, în PSD. Din punctul meu de vedere, dincolo de tot ceea ce a spus primarul Pandele, soțul doamnei Firea, Gabriela Firea a suferit o lovitură de imagine foarte puternică. Nu văd, nu spun că nu s-ar putea redresa... Dar nu vezi să se mai întoarcă. Dar nu văd cum mai poate ajunge la imaginea și anvergura care a avut-o anterior acestui scandal. Și crezi că și Paul Stănescu a abandonat-o? Nu
neapărat că ar abandona Ostrov. Paul Stănescu este un timp mai onorabil decât pare, să știi. Nu neapărat că a abandonat-o, eu cred că acolo se găsesc suficiente resurse, hai să spunem, machiavelice și intelectual machiavelice, care zic că, ca să putem face o reformă sau să putem schimba niște lucruri, să facem, trebuie să rămânem cei care am rămas, chiar dacă ne elimină pe rând. E de văzut ce urmează. E de văzut maturitatea fiecăruia. Acum că te-am întrebat, ca să fim, cred că mai avem 30 de secunde, apropo, în PNL vor interveni astfel de reglări de conturi sau acolo lucrurile sunt simple? Nu, vor interveni cu siguranță. Cine va cădea? Un nume. Ca să punem punct emisiunii. Cred că pot să mă pronunț. Bun, Florin Otrocol, nu, mulțumesc. Cred, chiar nu pot să mă pronunț încă, dar... Mulțumesc tare mult pentru prezență. Asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Mâine la ora 16 revenim aici în Prima News. Rămâneți cu programele Prima News. Până data viitoare, numai bine!